Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, păi hai cu telefoane să vedem. Deci voi ne dați asta, expresii și noi încercăm să înțelegem despre ce e vorba. Să începem cu o expresie care a venit în mai multe mesaje în dimineața. Asta e o expresie ardelenească și spune așa: o chicat, o chierjă în glod. Adică a picat o prună în noroi. A picat o prună în noroi. Și noi trebuie să ghicim ce e asta. Care e semnificația? Cred că e ceva cu... Tu urmărești răspunsul la mesaj să vedem dacă am... Deocamdată n-avem răspuns. Păi adică noi spunem... Oamenii doar ne-au lansat. Bine, ok. Noi zicem și vedem ce se... Deci, da. O chicat, o chierjă în glod. Uh-huh. Adică a fost chestie cu ghinion, s-a întâmplat ceva nasol. Pruna, te bazezi pe ea e să faci una, ceva mă, de bun. Mare pagubă. Băi, pruna cum e importantă? Eu cred că nu e mare pagubă. Nu e mare pagubă? Cred că asta e semnificația, da. Practic, ai scăpat ceva pe jos. O chicat, o chierjă. Că se știe că acolo se face pălincă. Și sunt multe prune. Sunt tone de prune. Și ce, nu dau doi bani pe o prună? Exact. Eu, din potrivă, cred că ei sunt oameni responsabili în Ardeal. Hai că acolo vedem și ce... fiecare prună e importantă când faci pălincă. Da, da, când perjă, nu știu dacă e din Ardeal, e din Moldova, sigur. Poate a trecut munții. Ca Bogdan. Și glod, și glod cred că tot din zona e. Din care zona? Nu cred, da? Da. E posibil. Adică îți spun și sigur. Chicat? Chicat e tot de acolo. Deci e moldovenește. Da, eu zic că e moldovenească expresie. Uitați tot, ne cerem scuze. E cum ai făcut mardele, mă, pe moldoveni? Și am crezut că dumneavoastră sunt ardeleniște, dar vezi, nu mă pricep. Da, hai să vorbim cu Irina. Bună dimineața. Bună, Irina. Bună dimineața. Bună, ia, ține o expresie. O expresie drăguță, sper să vă placă. Ia. Mut gheza în locul coffee. Mut gheza în locul coffee? Gheza în locul coffee. Asta e ardeleancă, asta e ardeleanște sigur. Da. Mut gheza în locul coffee. Deci coffee este ca un soi de pahar mare. Da, putin, așa, da? Asta am înțeles, dar nu știu gheza, ce e gheza. Nu știu decât gheza. Un vin bala gheza, care este foarte bun. Gheza. Da. Zi, nu Luca, ceva. Nu, nu stai că nu-i trebuie să... Mut gheza în locul coffee. Zi ce înseamnă, că ești la 30.000 de euro, poftim, ți-a picat fiza. Bagă, hai, ăsta e tot amuzamentul, poftim, te rog. Adică... E un rău înaintea binelui. Eu zic că nu ai făcut nimic. Adică, mut gheza în locul cofi, adică ce mi-e una, ce mi-e alta, ce mi-e gheza, ce mi-e cofa, nu, a? Zi tu, Irina. Cam așa ceva. Aha. Gheza este un butoi. Da? Un fel de butoi fără capac. Cu tort, în care se pun struguri, de exemplu. Oh, ok. Așa. Și când n-ai treabă și te plictisești, aha, de fapt nu prea faci mare lucru, aha, zici, mut gheza în locul coffee. Ce faci? Mut gheza în locul coffee. Foarte bun. Cum e aici, în Ardeal, am frecat menta. Asta am vrut să zic și mai sunt câteva similare, dar nu putem să le zicem chiar. Nu, dar asta cu frecat menta, știi care o idee? Vine de la robii care trebuiau să facă curățenie înainte de petreceri la casele boierilor. Așa. Și erau diferite lucruri de făcut, unele mai grele, altele mai ușoare. Și cea mai ușoară era asta, în care cu frunze de mentă trebuia într-adevăr să freci masa ca să miroase frumos. Și era cea mai ușoară. Știi adică că e adaptat să freci acum, menta, faci nimic. E cu freci mentosanul. Că e tot pe acolo. Florin, bună dimineața. Salut, Florin. Neața. Da. Ia, dă-ne greu, zi. Deci, pentru cel mai arătos de acolo, pute pământul sub tine. Zi, Luca. Ești leneș. Da, clar, asta e veche. Bravo, bravo, bravo. Alta bine, mai ai sau 30.000 de euro alată? Sar. A sărit muștarul. Ai, bre, este o soară neasupărată. Mulțumim, Florin. Ești bucureștean, Florin, a? Nu, tată, din Ploiești. Vă ascultăm fiecare zi. Mulțumim. Ploiești, ce mai București. Mulțumim, suntem, Florin. Noi le știm pe astea. Doru, bună dimineața. Salut, Dorule. Bună dimineața. Să trăiești. Am pentru voi două expresii pe care le-aș lega de jocul național de aseară. Aoleu. Să fie difuzabilită. Vezi ce zici, da. Să nu-i juri. Așa. Una ar fi greu la deal cu boi mici. Da, asta corect. E clar. E veche. Și a doua ar fi ce să-i faci dacă n-ai vaci, mulge caprele și taci. Asta okay. Nu știam. Adică asta e, cu asta, asta avem, cu asta defilăm, mă? O să mergem în grupa ce? Da. Mie de Gibraltar mi-e frică. Important e să fim și noi într-o grupă. Mulțumim, Doru. Mulțumim. 0372069599. Da. Vă așteptăm. Ah, ăsta a fost Sorin. Mihai. Noroc bun? Noroc bun Ardeal. Noroc bun Ardeal? Da, da, da. Noroc bun era când intrau minerii, șut.
nu. Adică când cineva nu voia să facă nimic, deci așteptai să facă, să ia pleca și la revedere, nu mai făcea nimic. Noroc bun Ardeal. Și atunci ziceam, noroc bun Ardeal. Noroc bun Ardeal, noroc bun Ardeal. Asta trebuie să o notăm, să o mai zice și noi din când în când. Mișto asta, noroc bun Ardeal. Hai mai zi, hai mai... Mai Mihaela? Da. Ia. Asta era. Mersi. Mulțumim frumos. Tare mult, Mihaela. Marius, bună dimineața. Salut, Marius. Salut. Zi. Știi, asta perla asta am scos-o eu acum, așa, dăm plictiseală. Dacă n-ai legă, o să spun? Zi, da, depinde, da, zi, acum ne ținem... Vine și tu zi. Dacă n-ai legat cățaua, nu băga un prost în curte. Până n-ai legat cățaua, nu băga un prost în curte? Da. Asta da. Este foarte clară. E ușor evidentă. Mulțumim. Trebuie să avem grijă de proștii noștri. Da, mulțumim, Marius. Ștefan, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Bună. Te descurci ca pui un lână. Te descurci ca pui un lână? Ce mișto e asta, te descurci ca pui un lână. Aoleo, da. Cine știe să o gândesc. Da. Foarte bună asta. Bun, acum mi-am să aminte, sunt unele din armată, dar sunt totalmente intraductibile, însă desavuroase, nu știu dacă poți să le, nici măcar să le public pe undeva. Hai să vedem ce ne spune Oana totuși. Bună dimineața. Bună, Oana. Bună. Bună dimineața. Oi, ia zi. Am două expresii, viață de șoarece în siloz sau nu pleacă câinele de la măcelărie. Da, astea sunt frumoase. E viață de șoarece la Casa Parlamentului, la Palatul Parlamentului. Da, bravo. Nu pleacă parlamentarul de la Casa Poporului. Da, foarte bune astea. Oana, îți mulțumim tare mult. 0372069599. Daniel, bună dimineața. Bună, salut, Dani. Bună dimineața. Salut. Prima... Te uiți ca curca în lemne? Te uiți ca curca în lemne, da, adică nu știu. Sau ca vițelul la poarta da, nouă? Da, poarta nouă, da. Da? Da, și una de asta, când te doare capul și nu mai știi ce pastilă să iei și găsești o băbuță să descânte. Fugi de ochietură cu apucătură. Da, asta este un de ochi. Da. Da. Sper că funcționează. Sper că mai funcționează. La mine n-a funcționat niciodată. Aia cu... Deci te descurci ca puiul în lână, aia mi-a plăcut. Da. Și noroc bun Ardeal. Stai așa, să vedem ce zice și Livia, bună dimineața. Bună, Livia. Bună, Livia. Bună dimineața. Bună. Zine, te ascultăm. Chepeneac după ploaie. Chepeneac după ploaie? Mă, astea din Ardeal sunt cele mai grele. Ce înseamnă chepeneac? Ce nu, ce înseamnă? Tu zici ce crezi că înseamnă? Că ăsta ciupercă după ploaie. Ce crezi că înseamnă? Ciupercă după ploaie. Și ce înseamnă, Luca? Trebuie să traduci. Adică un nou născut. adică un lucru nou. Eu zic chepeneac după ploaie, zic că e cam încurcat-o, s-a făcut inundație mare undeva. E belea mare. S-a stricat treaba, da, exact s-a stricat la asta. Treaba? La asta mă gândeam. Ia zi. Ce înseamnă? Nu, e, ce înseamnă? Ai rezolvat o problemă, dar e tardiv. Adică ca și cum ai luat pelerina după ploaie. Ai prea târziu. Ai, dar prea ce târziu. E chepeneagul? Că ai luat pelerina. Pelerina. Ai vezi? Ai văzut, chepeneac. Mulțumim, mă, nu mai avem timp. Păi nu mai avem timp, dacă vrei revenim mâine la prânz. Da, mulțumim, nu mai avem frumos. Timp. Mulțumim. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.